posibilitatea să participe la alegerile comunale în orașe unde locuiesc, să meargă la vot și să voteze indiferent pe cine, ca să aibă candidat în Consiliul Local respectiv. În micul meu am reușit să dau suport și primăriei, deci am fost la vașelită, rândă rog. În micul meu am dat suport și primăriei din Guidonia, unde am ajutat Biserica Ortodoxă, a obținut un teren de 1200 de metri pătrați, dăruit de primăria din Guidonia pentru a construi o biserică de lemn și acum primăria și vor strânge bani ca să construiască. La noi, la Macedina, începând cu 1 noiembrie, va fi deschisă parohia Ion de la Bizon și sunt foarte mândră de a realiza acestui pas, pentru că este un vis al meu de acum câțiva ani în urmă. Referitor la identitatea românească, eu împărtășesc cu totul ceea ce domnul președinte al Institutului de Studiu Cultural al României ne-a spus și ne-a vorbit. Eu România o port în suflet, întotdeauna am o expresie, o port în inimă ca un timbru. Este lipită de inima mea cu România. Eu sunt plecată de 28 de ani, nu sunt fugită, sunt plecată prin căsătorie. Familia mea este mixtă, soțul este italian, copilul este italian. Întotdeauna este vestită, spune mama româncă, tata italian. Vorbește perfect românește, are 26 de ani și de asta sunt foarte orgolioasă, pentru că am un băiat care vorbește perfect, de multe mai bine decât mine românește. Acum vin la știrea să spun. Și am mai vorbit cu domnul deputat Brăză, am avut ocazia să discut o mare problemă care povești comunitățile românești de pretutinde, este repatrierea corpurilor. Mulți români mor peste hotare, rămân în aceste cele privărite în spitale, luni, ani de zile. Eu personal, împreună cu comunitatea românească din zonă, Marcelina, Guidonia, Tivol, în zona aceasta, am reușit să repatriem în 2 ani 4 corpuri românești. Ultima a fost acum 2 săptămâni. Ceea ce cer departamentului, dacă este posibil, și știu că domnul deputat s-a implicat și a încercat, a avut, un tentativ, dacă se poate face un proiect, crea un proiect în care noi românii de pretutinde să contribuim cu o cotă minimă pe an, 10 euro, 15 euro, să se creeze un fond internațional cu care noi putem repatria corpurile românilor noștri de către casă. Vă mulțumesc! Italia are posibilitatea să incinereze cadavrele. Dar este normal, suntem creștini și
vrem să ne aducem mulți acasă. Este firească cererea dumneavoastră, dar o putem rezolva.